clip lângă mine pe domnul ministru Iliescu Valentin. Dacă îmi permite mica mea prietenă Maria, aș vrea să spun că nu sunt un om mare, sunt un om care mă hrănesc în fiecare zi cu frumusețea, cu talentul, cu bucuria și plăcerea de a dărui din talentul lor multor altor copii, copii talentați cum sunt Maria, cum sunt David, cum sunt Cristina, Simona și toți ceilalți care au onorat astăzi invitația Mariei de a veni și a organiza un spectacol aici la Plaza România. Trupa Supercalifragilistic, așa cum se vede în spate, în fundalul nostru, reunește un grup important de copii, un grup de copii cu calități artistice deosebite, un grup de copii care, dincolo de faptul că sunt la școală niște copii extraordinari, au timp, și asta presupune mult timp, vă asigur, de pregătire cu instrumentul, cu vocea, cu participarea la diferite evenimente, și aș vrea din capul locului să-i mulțumesc Mariei pentru că, iată, câți ani ai, Maria? 10 ani. 10 ani. A fi la 10 ani și a avea propriul tău eveniment pe care îl gândești și realizezi pe cont propriu, beneficiind de sprijinul unor colegi și prieteni de vârsta ta, înseamnă mare lucru. Puțini copii sunt în stare la 10 ani să facă un asemenea lucru și îți vreau să-ți mulțumesc din toată inima că ne-ai făcut plăcerea nu numai să organizezi acest eveniment. Îți mulțumesc în primul rând că ne-ai invitat astăzi la școala ta, la școala 117, și vreau să vă spun că m-am simțit foarte bine, să le mulțumesc doamnelor directoare, doamnelor profesoare, vouă, stimați copii, pentru că eu astăzi m-am simțit foarte bine și am în minte multe lucruri cu care am vrea să le construim împreună, pentru că voi sunteți niște copii minunați, pentru că sunteți copiii din cartierul meu, eu locuiesc aici în Militari, și pentru că avem multe lucruri de făcut și pentru alți copii frumoși și talentați. Eu vreau să vă spun că am toată încrederea că Maria se va descurca foarte bine ca realizator, ca prezentator și ca principal artist al acestui eveniment. Să-i doresc din toată inima succes și să-i predau până la finalul evenimentului microfonul, să fie, așa cum trebuie, o gazdă primitoare, sensibilă și care a construit un eveniment foarte frumos. Mulțumesc de asemenea pe această cale și celor din conducerea acestui mall, al mall-ului Plaza România, care au avut amabilitatea să pună la dispoziția elevilor de la școala gimnazială 117 posibilitatea ca pe această scenă frumoasă să facem un eveniment notabil. Am vorbit la școală, avem niște pagini de Facebook, o să vă vedeți diseară și o să revedeți acest eveniment, pentru că eu cred că el merită să rămână multă vreme în memoria noastră. Mulțumesc, Maria, îți doresc mult succes și ție și tuturor prietenilor tăi invitați aici. Thank you. tick, boom, boom, boom. Tick, 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 boom, boom, boom. Foot on the pedal, I move, vroom, vroom. Tick, tick, I'm a boom, boom. I mean. Tick, 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 tick. Tick, tick, boom, boom, boom. Tick, 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 boom, boom, boom. Put on the pedal, I move, boom, boom. Tick, 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 hold up. Hey, well, my niggas who be thinking we soft. Hey, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, well, my niggas who be acting too old. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Hold up, so hold up. Smoke. It's going down for it. Alături de dumneavoastră în această zi minunată. Alături de mine vor dansa trupa Blockbusters. Așa să cântăm cu toții piesa Adevăr sau Provocare. Vreau să mă ajutați neapărat. Mai întâi cu formuțele. E adevăr sau provocare. Telefonul meu mai să-și pleca. Mă gândesc la weekend așa și în bar. Nimeni mă trăgăște și dau drumul foarte tare. Hei tu, îți ai o provocare. Nu te marcă sau aplaude netul lui. Pentru zi spune la revedere, fiind cu culul. Te provoc la adevăr și adevărul e provocare. Am energie, hai, strigă tare. Hey, hey, și mai tare. cântat și la următoarea piesă. Cu siguranță știți piesa Hey Na Na Na. Să dansă și să vorbească cu mine. You're shaking me down and girl, I'm worse than hey na na na, she would hey na na na. And my high heels and some fancy belts, now from the stairs tell me I have one. Hey na na na, she might hey na na na, she might got it. Oh na 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 na. When I push the door. So she wrote, she wasn't close, I can think that's so good. Hey na na na, she went. Hey na na na. Hey na na na, my daddy. Hey na na na. Oh na na na. Hey na na na. Na na na. Și acum vreau să dansăm. Hai cu mâinile sus. Și mai să știu că puteți. Așa mai bine cu bărbuțe. Hai să începem și bărbuțe. Și voi la Plaza, da? La Plaza România. Cum vă e mai ușor? La Plaza sau la Plaza? La Plaza, la Plaza. Dar tare de tot strigați să mă audă tot modul, da? Încercați? Ne distrăm? Eu nu plec de aici, uite așa frumos mă pun, până când voi nu strigați tare de tot. Dar tare de tot să fie, da? Ne distrăm? E puțin mai bine, da? Hai să mai facem o dată, dar și mai tare. Nu, mai tare două, da? Mai tare. Mai tare. Mai tare. Ne distrăm? Hai, că așa mai merge. Și să aplaudăm încă o dată trupa Blockbuster, să aplaudăm pe Pia, Roxy, Dani și Teo. Vreau să vii. Vă mulțumesc frumos, ne revedem în curând. Și acum vreau să chem un prietenă de-a mea, care are 11 ani și ne va cânta două melodii foarte frumoase. Delia Matei! I don't care, 'cause I never So what? I'm an Albert child, so... Simona! Pupu! Mulțumesc, Maria, pentru prezentarea ta foarte frumoasă! Simona! Simona! Mulțumesc! Și mă săruți mai regăsi. Sunt zile mai reci, nu spun în scrie, știu. Chiar mă întreb dacă mai sunt și eu în ea, dar mă opresc și-mi întreb în limba. Și acum toți, când mă trezesc, ești chiar aici și nebune. Când mă atingi, te ai de vânt, dar nu mă prind și mă sărut că vânt. Așa povești numai un film pe sunt. Ce vreți partea de noroc și ne prefacem că v-ați ieșit. După ce noi l-am iubit la loc, ne aruncăm un foc. Eu vreau să plec, îți spui, te rog, mă dormele.